gând bun pentru partenerii noștri externi. Voi continua parteneriatele care sunt pilonii politice externe ale României. Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, rolul și locul nostru în NATO, rolul și locul nostru în Uniunea Europeană. Voi dovedi că România este un partener serios, credibil și de cursă lungă. În fine, tot legat de semnalul dat de români, invit guvernul să poftească în Parlament cu bugetul pentru 2015. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Și în final, dragi români, în deschidere am spus că vă mulțumesc pentru că m-ați ales președinte al României. Vreau să știți că eu voi fi președintele românilor. Eu voi fi un președinte liber. Vă voi reprezenta pe voi. Vă mulțumesc! Bravo!